Una ziua sunt Zindana, astăzi am copt o rățușcă la cuptor, s-a prămit foarte aromat, s-a prămit foarte gustoasă, este foarte bine coapt, că, deci s-a desprins carne de os, n-am făcut cu multe secrete, deci am pus-o la cuptor cu diferite mirodenii care eu le iubesc. Uitați-vă că aproape s-a dat osul în jos. Este o rață de casă, crescută de mama mea. Dar puii s-a luat soacră mea. Și deci arată foarte bine, foarte bine coaptă. Arată perfect. Perfect. Se vede după piele că este bine, bine coaptă. Am toată rețeta, vă arăt. Apoi puteți să-i dați un decor mai neobișnuit. Deci, bună, sunt iar și eu, Zidana. Astăzi vreau să vă arăt cum fac eu o rață coaptă la cuptor. Așa. Uitați-vă, eu am aici rața, deja i-am scos aproximativ tot din trânză. Trânză, inima, i-am tăiat din bucățile din aripi. Am curățat-o foarte, foarte bine. Am șters-o cu prosopul curat ca să nu aibă sânge pe ea, așa, absolut curat am făcut-o, am spălat-o foarte bine. I-am scos excesul de grăsime și de aici și de la gât, ca să rămâi deci numai carne și puțină felicită. Deci am aici sare, pătrunjel uscat, usturoi, boia roșie, frunze de dafină, piper negru și am aici două tipuri de condimente pentru carne coaptă. Așa, și am aici tava. Tava care coacem noi absolut. Eu toate condimentele mele cu sare groasă le amestec foarte bine. Așa. Și un grață. Nu-i pun absolut deloc cu grăsime, fiindcă ei deja are grăsimea ei, așa. Așa, vedeți bine, da? Și deci eu și pun peste tot locul condimentele mele. Așa mi fac așa un masaj. Rața este tinerică, ea nu este bătrână, așa. Deci eu foarte bine o ung cu ingredientele mele. Foarte bine. Peste tot locul, unde încap și unde nu. Așa. Puteți să-i puneți ingrediente care iubiți voi. Așa. Și partea asta. O las cam 2 ore astupată și apoi o dau la frigider. Este rață tinerică, este rață de casă. Rață crescută de mama. Mi-a trămas, așa, uitați-vă, da? Deci eu o las 2 ore ca ea să marineze așa, o astup bine cu o peliculă și apoi o dau la cuptor. Am aici 2 frunze de dafină, deci nu-i adaug mieri, portocale, absolut nimic. Am marinat-o foarte, foarte bine. Așa, acesta este tot secretul și depinde de ingrediente care le aveți și care le iubiți. Voi o las așa, deci 2 ore, apoi o dau la cuptor. O pun pe tavă și o dau la cuptor. Eu vin cu rezultatul. Deci a trecut 1 oră jumate. S-a marinat
cred că foarte bine. Eu cu pensula am mai uns așa toate ingredientele mele uscate. Așa, deci cum ați văzut, n-am pus maioneză, n-am pus smântână, chifier, absolut deloc nimic. V-a lăsat grăsime. Așa, și acum deci pot să o dau la cuptor, așa cum ea este. O dau la cuptor 170 de grade, undeva o oră și 20. Pe urmă, mai pe urmă vedem. Deci acesta este rezultatul meu la rățușcă. E s-a copt foarte bine, că deja se desprinde de os. Așa, ia uitați-vă cât de bine arată. S-a scurs toată grăsimea. Nu are grăsimea absolut deloc. Și deci putem să-i facem un din cor foarte... Ia uitați, vedeți că e moale-moale, că se rupe. Nu te fierbinte, se rupe cărnița. Putem să-i facem un decor frumos. Deci așa a fost rățușca mea la cuptor.